Bună dimineața, prieteni! Vă pupă fata! The girl kiss you! Astăzi lucrăm la căsuța din pădure. Da, Irina, știu, ție-ți place foarte mult și mie îmi place. Îmi place pentru că mi-aduce aminte de Talea. Casa de la Talea, casa pe care o avem la munte. Și chiar lucrez cu plăcere la ea, și este și un canvas bun. Ia să vedem dacă am tăiat drept. Am tăiat drept. Un canvas bun cu pietre bune. Ia să vedem casa în pădure și să lucrăm. Hai să o luăm, stați să strâng astea pe care le-am folosit. Să mă uit să văd, dar trebuie să mă ridic, bineînțeles că nu văd altfel. Așa, deci se lucrează aici, se vede. Și o să lucrăm astăzi cu pixul ăsta. E unul dintre cele două pe care le-am luat. De fapt, trei. Dar unul dintre cele două de genul ăsta. Foarte comode. Extrem de comode. Cu ceară. Banala ceară. Cu tăvița noastră preferată, da? Și să avem o pensetă la îndemână, o tăviță pentru deșeuri și hai la treabă. Lucrăm cu O, pentru că nu vrem să ne lipim de lipiciul de pe canvas și să încercăm să eliminăm zona asta, să o acoperim. Căsuța asta mi-aduce aminte de Talea, cum ziceam. Talea este un sătuc, nu chiar sătuc, este o comună, de fapt. Deci, cred că are în jur de 2000 și ceva de oameni. Cred. Parcă așa. Este la aceeași, deci centrul comunei. Este la aceeași înălțime cu Sinaia, iar casa pe care o avem noi, asta mai nouă, ca să zic așa, mai nouă în sensul că este făcută în ultimii 25 de ani, ceva de genul ăsta. Este cu vreo, cred că 400 de metri sau 500 de metri mai sus decât centru. Adică dacă vii din centru, vii doar urcând, să urcă în continuu. De aceea diferența este foarte mare și se urcă pieptiș. Lucrăm cu 8. Eu nu mai sunt în stare să mai vin pe jos din centru, dar este totuși o plăcere să urci până acolo prin grădini. Pe
Pentru cei care iubesc natura și iubesc mișcarea și, în general, pentru cei care iubesc muntele, este un loc unde cred că s-ar simți bine. Să ajungi, cum v-am zis, de jos din centru până sus la casa noastră, trebuie să ai suflu, ca să zic așa. Eu nu prea mai am. Bine, am și îngrășat foarte mult, dar m-am îngrășat, dar trebuie să mă laud că în ultimul an am slăbit 15 kg. Sigur, ar mai trebui să mai dau jos măcar 10. Dar tot e bine și așa. Am lucrat cu 8, hai să lucrăm cu 6. Hai să vedem dacă mai e vreun 8. Înainte de a avea casa asta, am avut o altă casă. Bunicul meu, deci lucrăm cu 6. Bunicul meu, adică tatăl mamei, mama e născută în București, tatăl meu este născut în Basarabia, să zic. Pentru că ar fi acum în Republica Moldova. Deci, parcă așa aș putea să zic, Basarabia, cred. Nu, puiul? Puiul meu. Ah, că am zis puiul și o să se traducă chicken. Și ce dacă? E puiul meu. Deci tata e născut în Republica Moldova, cum ar veni, de acum, iar mama e născută în București. Și tata, când a fost cu rușii care au împărțit țara, nu numai rușii, că știm foarte bine că a fost un aranjament atunci cu războiul și s-a împărțit partea asta de Europa, toată Europa de altfel, s-a împărțit, iar noi care suntem mai tontălăi așa, și ne-au cam călcat în picioare mai toți. Dar nu vreau să, că pot să fiu interpretată greșit. Eu îmi iubesc țara foarte mult și îmi plânge sufletul că am avut din totdeauna de la decebal, să zicem. Lucrăm cu 5, am avut o grămadă de trădători. Și o grămadă de conducători care s-au lăsat călcați în picioare ca să le fie ușor. Dar nu vreau să, că nu mă pricep la istorie, soțul meu este, a făcut facultatea de istorie și dacă l-aș pune pe el, probabil că v-ar povesti despre chestiile astea. Dar el făcând istorie, fiind
profesor de istorie, de fapt, la bază, făcând diferite cercetări, ca să zic așa, a descoperit o grămadă de lucruri pe care, dacă aș sta acum să vi le spun, dar asta ar însemna să fiu judecată că nu îmi respect înaintașii. Hai că am sărit de la Talia la Mihai Viteazu, ca să zic așa. Deci, ziceam că bunicul meu, tatăl mamei mele, este din comuna Talia, prahoven. Prahovenii sunt oameni destul de mândri, cam prea mândri, oameni care nu prea iubesc bucureștenii. Atât de mândri sunt încât zic, a, tu bucureștean, și ce dacă ești bucureștean? Sunteți cei mai proști și așa mai departe. Mă rog, nu vreau nici pe ei să-i judec. De fapt, nu-i judec. Spuneam, în general, despre prahoveni, că sunt foarte mândri. Dar de ce am ajuns aici când vorbeam de fapt despre casa de la Talia? Nu știu. Lucram cu patru. Oricum, înainte de a avea această casă, despre care vă spuneam, care e la diferență mare față de centru, ca înălțime, am avut o altă casă pe terenul bunicului meu. By the way, bunicul meu, familia bunicului meu a ridicat prima biserică din Talia pe terenul ei. Deci bunicul meu sau bunicul meu, ei sunt îngropați în curtea bisericii, pentru că au fost ctitori, se poate spune, da? Atâta vreme cât au ridicat, uite, un cinci pe care nu am văzut, atâta vreme cât au ridicat o biserică, prima biserică. Se poate spune că sunt ctitori, nu? De fapt, singura biserică din comuna Talia. Și o biserică frumoasă. Așadar, strămoșii mei au fost preoți. Bunicul meu, la rândul lui, cu toate că nu a vrut, a făcut și el teologia, nu a fost preot niciodată, pentru că întotdeauna spunea, zice, eu ca să fiu preot ar trebui în mod normal să am o viață ordonată, să nu beau, să nu fumez, să... Mă rog, știți voi cum se presupune că ar trebui să fie un preot,
că nu sunt toți așa și că majoritatea sunt la fel de păcătoși ca și noi, că sunt și ei oameni, e altceva, lucrăm cu trei. Dar bunicul meu, fiind un om credincios, a spus nu, eu o să fac doar pentru că tata îmi cere să duc mai departe tradiția, cu toate că mai avea încă doi frați care și ei erau preoți de la alte parohii, prin alte comune. Și bunicul meu a trebuit să facă teologia ca până la urmă să fie, înainte de război, polițist. Dacă puteți să vă închipuiți, polițist în conducere, adică, mă rog, nu vreau neapărat să spun că boss, șef. Dar credeți-mă că nu a fost un simplu jandarm pe străzi. În perioada aia a și cunoscut diverse personaje ale vremii. Lucrăm cu doi. Mai, am plecat de la casa de la Talia. Hai să ne întoarcem. Ne pierdem pe drum. Ceea ce la Talia, de exemplu, este foarte ușor să faci, să te pierzi pe drum. Asta ca un soi de glumă. Pentru că dacă o iei prin grădini, există și drum, desigur, ca să ajungi până sus la casa pe care o avem acum. Există și drum, dar e mai ușor prin grădini, pârleazuri. Și alte chestii, garduri de sărit, ei, ce vremuri. Când eram mai tânără, n-aveam o problemă. Mi-aduc aminte când eram copil și aveam casa de jos din centru, de pe terenul bunicului meu. Unul dintre terenuri, pentru că ei au donat terenul pe care s-a făcut magazinul, care există și în ziua de astăzi, biserica, grădinița, o parte din terenul pe care s-a făcut școala, plus altele. Pentru că nu au stat copiii străbunicului meu, nu au stat acolo. S-au mutat la oraș. Și atunci, ca să nu mai aibă grija terenurilor respective și ca să ajute și comunitatea, au donat din terenuri și au specificat, uite, donezi terenul ăsta pentru, nu știu, școală sau donezi terenul ăsta pentru, nu știu, magazinul din sat. Da, și ziceam că mi-aduceam aminte că stăteam la casa de jos, era încă, lucrăm cu 7.
Era încă în picioare, casa de jos s-o ridica, de fapt. Biată bunica mea. Domnul să-i țină în pază sufletul. Unde e? 7. Și fiind în centru, toți cei care treceau pe drum s-au uitat la noi în curte. Noi bucureștenii, adică, na, așa ne spuneau. Bucureștenii, la bucureșteni sau la Coanalelia, adică pe bunica mea o chema Elena și lucrăm cu G. O chema Elena. Pescu Elena. Și toți oamenii din sat îi ziceau Coanalelia. Coana. Adică cu Coana. Pentru că venea de la București, iar bunicul meu, mă rog, era Don Genică, adică domnul Eugen, alintat. Așa l-a chemat pe bunicul meu, Eugen. Și eram cumva cea mai respectată familie din... Erau ei cea mai... Am văzut un O, cred. Unde l-am văzut? Hai să... Până când găsesc O... A, uite că l-am văzut. Da, și... Mi-aduc aminte, tot zic chestia asta. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de casa aia. Am iubit foarte mult. Pentru mine, Talia întotdeauna a fost un loc unde mi-am încărcat bateriile. Dar, pe de altă parte, având probleme de tensiune încă de copil, lucrăm cu F. Îmi dădea foarte multă energie. Creștea tensiunea și mai aveam stări proaste, chiar de copil. Mi-aduc aminte că eram, toată viața am fost băiețoasă. Eu nu mă jucam cu păpuși sau parcă o văd pe nepoata mea de acum, care în loc să se joace și ea cu păpuși, i-am cumpărat păpuși, căsuțe de păpuși și așa mai departe, îmbrăcăminte, oi, câte chestii pentru fetițe i-am cumpărat. Ei nu, ei îi place să joace cu mașinuțele, îi place să tragă cu arcul, i-a cumpărat Petre, soțul meu, un arc. Ea a cumpărat și o pușcă, bine, de jucărie, desigur. Iar părinții sunt disperați că, vă dați seama, trage cu arcul, cu pușca prin casă, mai dă jos câte ceva. Mai avem și mai au ei și un cățel. La început îl lua țintă pe ăla săracul. Acum i-au arestat, ca să zic așa, armele. Pentru că era problemă. Dar Petre i-a cumpărat astea ca să le folosească la Talia. Când se duce, pentru că merge vara împreună cu mama. Dumnezeu să o țină sănătoasă.
Are 82 de ani și este mult mai vioaie decât mine. Și merge în fiecare fetiță, merge în fiecare vară și stă mama la Talea. Bine, mai merge și la Cuscri, pe lângă Alexandria. Și ziceam că eram stilul băiețos, lucrez cu V. Eram stilul băiețos, de când mă știu, am fost mai aprigă, așa mai... Nu foarte feminină, n-am fost niciodată o delicată, dar niciodată. Poate că... Și treaba asta a contribuit la a nu avea prietene. Eram mai prietenă cu băieții decât cu fetele. Și mi-aduc aminte că la casa de jos de la Talea, așa o să-i zic, casa de jos, casa mai veche, deci nu cea pe care o avem acum sus în sat, în comună, ci chiar în centru era casa veche, lângă biserică, în spatele bisericii. Aveam un păr care făcea un pom, păr, adică. Că părul meu era întotdeauna atuns scurt, e altă poveste. Deci aveam un păr mare care crescuse cumva așa într-o parte, nu știu cum, nu foarte mult, dar cât să te poți urca mai ușor în el. Și aveam bunica mea, Coana Lelia, ne angajase, ca să zic așa, un fel de bone, sau cum să le zic, fete din sat, sau femei din sat, fete, mai măricele la 17-18 ani, care aveau grijă de noi, pentru că ea era ocupată cu construirea casei, în sensul că trebuia să supravegheze construcția casei. Că pe terenul pe care îl avea, un teren pe care îl avea bunicul, s-a construit casa pe terenul unde fusese casa bătrânească. Și s-a dărâmat, au dărâmat casa bătrânească și se construia și se construia și se construia. Tot timpul se construia, tot timpul se construia. Se făcea în fiecare vară câte ceva la casa aia. Talea întotdeauna, vorba lui tata, Talea întotdeauna a mâncat bani. Și casa de jos, și casa asta, ca să-i zic nouă, pe care au construit-o ai mei. Adică nu au construit-o ei, au dat bani. Că de construit, eu m-am ocupat să fie construită, că ai mei erau plecați în Turcia. Tata a fost profesor de canto clasic acolo,
După ce aici în țară a fost bariton la prim solist la Opera Română și după Revoluție, când se iasă, a ieșit la pensie și imediat a primit o ofertă să meargă să fie profesor de canto la o operă din Turcia, din Mersin, lângă granița cu Siria. O operă nouă care nu avea decât absolvenți tineri de conservator pe care tata i-a învățat să devină cu adevărat soliști sau și așa a ridicat, de aia există, mă mândresc să spun asta, datorită tatălui meu în Mersin, în Turcia, există cu adevărat operă. Dar să ne întoarcem la Natalia și la părul despre care vorbeam. Eu fiind băiețoasă, printre altele, una dintre distracțiile mele era să mă cață în părul ăla și să mă joc cu frații, cu fratele uneia dintre bone sau cum, că doi, că nu pot să-i zic, că nu mi-a dat să sug. Eram destul de măricică, aveam în jur de 6, 7, 8 ani. Hai, până în 10, că mi-aduc aminte că a prins casa de jos și fratele meu al doilea. Eu sunt cea mai mare, mai am un frate care s-a născut în 1967. Deci e cu 3 ani mai mic decât mine și mai am încă un frățior, Mezinu, care e cu 10 ani mai mic decât mine. Deci născut în 1974. Dar ziceam că mi-aduc aminte că atunci când mă cățăram eu prin părul ăla, era și fratele meu. Era mai mititel, într-adevăr, dar gândindu-mă așa, cred că aveam în jur de 10 ani, 8-10 ani, am văzut un 8. Da, și eu, mare vitează ce eram, să mă dau eu mare în fața băieților, pentru că v-am spus, prietenii mei erau băieți, majoritatea. Lucrăm cu E mic. Așadar, era un frate al unei bune și niște vecini de peste drum și nu numai. Deci eram o trupă de vreo 5-6 copii. Bunica mea, care v-am zis că avea treabă cu constructorii, să chinuia acolo să tot construiască, ne punea în mână câte o felie de pâine neagră, zilnic venea
mașina de pâine de la Breaza și aduceau pâine mare neagră, acea pâine. Și luam și noi, că trebuia să luăm pentru și pentru noi, dar și pentru muncitori. Și era o pâine, mi-aduc aminte că era o pâine mare neagră. Venea caldă, o bunătate. Rupeai din ea, pur și simplu, și o mâncai caldă așa, pe vremea aia. Dacă aș face acum chestia asta, probabil că ar trebui să iau colebil sau ceva. Dar pe atunci îmi plăcea să rup din ea așa caldă cum era, îmi plouă în gură, amintindu-mi. Și să mănânc. Dar bunica mea ne rupea mai mult pentru că nu prea se putea tăia pâinea fiind caldă. Ne rupea câte o bucată de pâine, așa cam ca o felie mare, pentru că era o pâine cam de jumătate de kilogram mai mult, cred, 750 de grame, rotundă. Și ne rupea câte o felie de, sau o bucată de pâine din aia, ne punea untură, pentru că cumpăra de la oamenii din sat untură, untură de casă, adică untură de la porcii din sat. Punea un pic de sare pe ea și ne trimitea afară. Duceți-vă la joacă, că am treabă. Și veneau prietenii noștri, adică vorbeam de mine și de fratele meu, acum, că ne dădea pâine cu untură și cu sare pe deasupra. Doamne, Doamne, mi-aduc aminte de lucrurile astea și pot să spun că și datorită lor am avut cumva o copilărie nu ușoară, pentru că erau vremurile cum erau, tata era prin țară, mai întâi la Craiova, încă nu venise la București, după aia a fost, l-au trimis să susțină opera din Timișoara, ani de zile a fost prim solist acolo, mama era prin București, lucra, trebuia să aibă grijă și de mama lui tata, de noi mai puțin, că noi stăteam mai mult cu bunica. Dar să mă întorc la tale. Of, ce m-aș întoarce la tale. Dacă aș putea să întorc timpul, cred că lucrăm cu haș. Cred că fazele astea aș vrea să le retrăiesc. Așadar ne punea în mână câte o bucată de pâine cu untură și ne trimitea afară. Trece să joacă. Lăsați-mă să-mi fac treaba. Nu mă deranjați, dar aveți grijă. Știa că or să vină prietenii noștri, ai mei mai mult, pentru că fratele meu era încă destul de mic cât să aibă nevoie de bonă, dar
totuși nu destul de mare cât să se cațere în copaci. Și mi-aduc aminte o fază, lucrăm cu A, nu sunt multe, mi-aduc aminte de o fază mai haioasă, așa zic eu, haioasă acum, că atunci n-a fost atât de haioasă, sau, mă rog, mândria mea de bucureșteancă a fost un pic lezată. În sensul că m-am urcat eu în părul acela și nu știu cum și de ce n-am mai putea să mă mai dau jos. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că aveam o... Mă lovisem în genunchi sau ceva de genul ăsta, pentru că întotdeauna și după ani de zile, când eram deja, ca să zic așa, domnișoară la 14-15 ani, eu aveam genunchi juliți, pentru că în continuare lucrăm cu B. În continuare, prietenii mei cei mai buni erau băieții și ce jucau băieții, dacă nu fotbal, țară-țară, vremostași și alte alea, care presupuneau alergat, care presupuneau chiar îmbrânceli sau, mă rog, nu pot să spun că erau pentru fete jocurile alea. Noi în, și la mama, unde mai stăteam din când în când, și la bunica, distanța între casele, deci blocul, bunica stătea la Matei Ambrozie. Cei din București știu despre ce vorbesc. Matei Ambrozie în Titan, în Sălăjan mai mult. Iar ai mei aveau casă sau apartament în tot în Titan, pe lângă Policlinica Titan, pe lângă Parcul Titanii. Așa îi zicea înainte, Titanii. Și făceai cam un sfert de oră peste baltă, cum era atunci, acum cred că e parc. Lucrăm cu E, ca să ajungi de la bunici la ai mei. Da. Și vreau să spun că noi eram dați de exemplu, cred că v-am mai spus lucrul ăsta, chiar și unde stătea bunica mea, acolo în Matei Ambrozie, dar și dincoace unde stăteau ai mei, în Titan. Eram dat de exemplu ca copii cu minți, copii ascultători, numai că se știa că eu sunt băiețoi, cu minte, dar totuși cu gura mare. Adică pe mine când mă vedeai, mă vedeai certându-mă sau bătându-mă câteodată cu băieții sau jucând fotbal. Pentru că
Asta e. Sau făcând chestii pe care le fac băieții, nu știu, de exemplu, jucam tigăița, tigăițe. Ce înseamnă asta? Capace de la bere, suc. Pe vremea aia încă nu începuse nenorocirea din țară. Și găseai și bere și suc. Și capacele erau metalice și le băteam și le făceam plate, așa. Și ne jucam cu ele. Și aruncam cu piatra. Mă rog, nu era complicat, dar sau făceam schimb de tigăițe. Adică nu jocuri de fetițe, să mă joc și eu cum erau alte fetițe care stăteau în grădina blocului pe pătură și aveau păpușile cu ele, se jucau de-a doctorul ca de obicei. Câteodată mai eram răutăcioasă și chipurile mai scăpa câte o minge peste păpușile lor, peste gard, când jucam fotbal. Sau țară, țară, vrem ostași, sau țările. Jocul țările era fiecare își alegea o țară, un nume de țară și se arunca cu mingea în sus și strigai țara. Nu știu, Spania, și aruncai cu mingea în sus, iar cel care își alesese țara Spania trebuia să prindă mingea. Din zbor să nu atingă mingea pământul. Iar eu uneori, o să zic răutăcioasă, aruncam chipurile să ducea mingea în grădină unde erau fetele cu păpușile. Și bineînțeles, când cădea mingea peste grămada de păpuși, și alte jucării, rochițe și ce știu eu ce mai aveau ele pe acolo. Tot felul de chestii pentru fetițe. Dai seama ce ieșa. Începeau, plângeau, veneau, încercau să se bată cu mine. Bineînțeles că nu aveau nicio șansă, nici măcar nu îmi puneam mintea cu ele. Ajungea să le împing odată și se linișteau brusc, că știau că n-au cum să se bată cu mine când eu mă bat cu băieții. Da, și vă spuneam de păr. Vă spuneam că m-am urcat odată în păr și cred că aveam un genunchi julit. Nu mai aduc aminte exact. Și mă durea. N-am mai putut să mă dau jos de acolo, din păr. Și băieții, prietenii mei, au început să râdă de mine. Ia uite, bucureștean, că nu mai poate să dea jos din pom. Ha, 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 ha. Eu, hai mă, cum să nu pot să mă dau jos? Dar nu puteam să mă dau jos. Da, și le-am spus, dar nu vreau să mă dau jos. Și
Am stat așa acolo până când au plecat ei. Adică vreo 10 minute, pentru că s-au plictisit la un moment dat să stea să se uite la mine, eu în pom, ei jos. Și ei să stea să se uite la mine. Și au plecat și cu chiu, cu vai, m-am dat eu jos din pom. Și am zis, nu mă mai urc niciodată acolo, că uite, era să rămân în pom. Hai, era. A doua zi eram iar în pom. Nu știu ce mi-a venit astăzi să vorbesc, cam dezlunat, e adevărat. Am sărit de la una alta, ce e aici? Un fir de ceva. Am vrut să spun altceva despre talea, dar am ajuns la altele, mă întind aiurea la vorbă, pentru că în general eu, neavând prieteni, nici nu prea vorbesc. Nu sunt o vorbăreață de felul meu și încerc să, când totuși vorbesc, încerc să spun cât mai multe lucruri și sar de la una la alta de nu mai ajung nicăieri. Prieteni, am terminat un pătrățel la căsuța noastră. Hai să vă arăt cum mai arată ea. Stai să strâng un pic pe aici. Și să vă arăt cam pe unde am ajuns eu cu lucrarea. Ia să mă ridic. Căsuța noastră este în faza asta. Deci deja am făcut o parte din brăduți și o parte din căsuță cu alee. Da? Cred că o să iasă ceva frumos. Irina! Irina! Îți place? Încă o dată trebuie să-i mulțumesc lui Costi, pentru că m-a încurajat să continui cu YouTube. Să nu... Adică să continui să postez. Pentru că ieri v-am spus că vreau să postez mai rar. Dar totuși îmi lipsiți. Ați devenit un fel de obișnuință. Mi-ați lipsi dacă n-aș putea vorbi cu voi. Și apoi dacă tot lucrez, de ce să nu vă arăt când și ce lucrez? Dar asta va ține, vom vedea ce va fi pe 8 ianuarie. Dragilor, cred că v-am pus creierii pe moațe. Nu știu cum va traduce translatorul. Adică programul de traducere al YouTube. Chestia asta cu v-am pus creierul pe moațe, dar voi cei din România ați înțeles ce vreau să spun. Cam dezlânat. Ce am povestit astăzi? În principiu n-am spus nimic. Dar așa mi-a venit. Haideți că am început să vorbesc aiurea. Vă las. Azi este luni, nu? Parcă așa. Să aveți o săptămână bună, să fiți sănătoși, că asta este cel mai important. Sănătatea. Nu e nimic mai important pe lumea asta decât sănătatea.
și să aveți o zi bună, bună și o săptămână bună. Poate ne vom vedea și după masă. Poate, da? Sau poate, doar poate ne vom vedea mâine. Oricum, vă pupă fata și la plecare. Pa, pa!